Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din Zodia Săgetător ce mesaje avem de la persoana dumneavoastră dragă pentru dumneavoastră și vom face în felul următor. Extragem 5 mesaje cu ceea ce ar dori să vă transmită în momentul în care vizionați videoclipul, în prezent. Și 5 mesaje cu ce planuri de viitor are în legătură cu această relație, relația cu dumneavoastră. Și haideți să începem cu ce v-ar transmite în acest moment. Nu pot fi vulnerabil. Poate a fost rănit în trecut și nu este teamă să nu răniți și dumneavoastră și de aceea nu-și deschide sufletul și nu vă transmite exact ceea ce simte pentru dumneavoastră. Dacă te-aș ruga să rămâi, ai pleca? Pentru că nici nu știe dacă dumneavoastră o iubiți pe această persoană. Sunt confuz și nu știu ce vrei de la mine, iată exact ce spuneam. Deci nu știe dacă țineți la dânsul, la dânsa. Știu că relația noastră este specială, deci această persoană ține la dumneavoastră și nu ar vrea să vă piardă. Îmi pasă de părerea altora. Dar este confuză și se pare că se lasă și un pic influențată de prieteni, de familie. Haideți să vedem ce planuri de viitor are în legătură cu relația dintre dumneavoastră și dânsa. Sunt pregătit să spun ce simt pentru tine. Iată, deci, în curând se pare că această persoană, deși se simte vulnerabilă, este dispusă să-și deschidă inima și sufletul în fața dumneavoastră și să vă spună ce simte pentru dumneavoastră. Nu-ți pot oferi ceea ce ai nevoie. Probabil că nici nu i-ați spus exact ce v-ați dori și de aceea se gândește că poate nu vă poate oferi ce vă doriți. Par foarte rece și distantă, da, deci de aceea nu știe ce să facă în continuare, pentru că dacă dumneavoastră nu vă exprimați sentimentele, se pare că nu îl încurajați sau nu îl încurajați nici pe această persoană să-și exprime sentimentele spre dumneavoastră, față de dumneavoastră. Nu-ți pierde încrederea în mine. Destină la dumneavoastră, dar depinde de dumneavoastră dacă mai doriți sau nu această persoană. Am pe altcineva. Se pare că dacă nu veți fi mai deschisă la comunicare, mai deschis cu această persoană dragă, aceasta este dispusă să se desprindă de dumneavoastră și să aleagă pe altcineva. Acum totul depinde de dumneavoastră, dacă mai doriți sau nu această persoană. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!